Pentru această seară, m-am gândit să vă spun o poveste despre o fetiță. Această fetiță trăia la țară. Cum o chema? O chema Carmen. Locuia într-o casă cu curte foarte mare și îi plăcea foarte mult să se joace la ea în curte. Însă, bunicul ei, care locuia într-un sat alăturat, adică nu foarte aproape de ea, dar nici foarte departe, avea o curte și mai mare. Și gândiți-vă cât de fericită era Carmen că putea să se joace în curte la bunicul. Însă, într-o zi, când Carmen l-a vizitat pe bunicul, bunicul trebuia să se ducă la moară. Voi știți ce e o moară? Știu eu, mai altă dată. Ei, moara este un aparat mare, 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 care este într-o clădire specială, iar oamenii se duc cu porumb acolo la moară, grăunțe, și în aparatul acela special, din grăunțe de porumb, se face făină, adică fin, 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 fin. Voi ați mâncat vreodată mămăligă? Da. Mămăligă este porumb făcut foarte, 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 foarte fin. Ei, și exact așa trebuia să facă și bunicul lui Carmen. Trebuia să se ducă la moară cu căruța, cu saci de porumb, de grăunțe, și să dea prin acel aparat special acolo. Carmen a zis, bunicule, dar unde te duci fără mine? Vreau și eu să merg cu tine. Și pentru că nu era foarte mare fetița, a zis, te iau cu o singură condiție. Trebuie să stai tot timpul în căruță, în locul în care te pun eu, ca nu cumva să ți se întâmple ceva rău. Să te miști și să cazi din căruță să te lovești. Bunicule, te rog, ia-mă și pe mine, promit că am să te ascult. I-a făgăduit Carmen bunicului. Și-a ascultat? Și-a ascultat. Fetița a urcat în căruță. Bunicul a luat hamurile și a mânat caii către ce? Unde se duc? Moară. Către moară. Ei, și pentru că era drumul destul de bun, iar caii destul de puternici, în scurt timp, cei doi, bunicul și Carmen, au ajuns la moară. Wow! Bunicule! A zis fetița. Ce miroase aici a făină! Parcă acum se face mămăliga! Spuse Carmen. Și bunicul luă hamurile de la cai și le-a prins de un stâlp să nu plece, a luat-o pe Carmen de mână și au intrat acolo unde era moara și s-a dus pe acolo și i-a arătat lui Carmen cum se face făina. Și i-a spus, uite, aici în bolul acesta mare se pun grăunțele, uite pe aici, prin sita asta,
trec grăunțele boabă cu boabă, trec prin presa asta și apoi de aici se duc acolo. Acolo se face mică, mică, mică făina, iar aici au ieșit din camera respectivă și s-au dus într-o cămăruță mai mică, iar aici, prin această pâlnie mare, curge făina. Iar noi punem sacul aici și făina curge direct în sac. Bunicule, abia aștept să văd cum se face făina! A strigat Carmen foarte bucuroasă. Așa că, împreună, au mers la omul care avea grijă de moară. L-au salutat. Bună ziua! Bună ziua! A răspuns fetița. Dar ce faci tu aici, fetiță? A întrebat stăpânul pe Carmen. Păi, s-a cam rușinat așa, Carmen, și s-a dus lângă bunicul, s-a ținut strâns de piciorul lui și a continuat. Am venit să facem făină. Ha, păi bine ați venit! Haideți să facem făină, spuse omul. Bunicul o luă pe fetiță de mână, s-a dus la căruță și a început să care câte un sac de... porumb. De porumb, de grăunțe. Da. Numai că bunicul nu a pus sacul acolo în vasul acela mare unde trebuia să-l pună, ci l-a pus pe un pătrat mare așa și avea în față un picior cu un ecran. Iar fetița se uita mirată. Bunicule, întrebă ea, ce e asta? Nu aici mi-ai spus că se pun grăunțele? Acolo! Și arătă cu degetul spre acel vas mare. Da, așa e, răspunse bunicul cu vocea caldă. Însă, aici este cântarul. Cum adică cântarul? Și mai mirată fetița întrebă. Păi uite, eu am pus aici grăunțele, sacul, iar aici, și arătă locul, aici îmi spune câte kilograme are sacul. Bunicule, întrebă fetița, poți să-mi spui și mie câte kilograme am eu? Pot să spun câte kilograme ai, însă va trebui să te urci aici. Și arătă spre acel pătrat unde pusese bunicul sacul. Iar Carmen, după ce bunicul a dat sacul jos, s-a urcat și ea cu picioarele pe cântar. Și a fost grea? A fost destul de grea. Avea cam 27 de kilograme, 28. Wow! Bunicule, ce bine! Acum știu și eu câte kilograme am. Și au început, au dat făina, au pus în căruță și au plecat acasă. Fetița acum era foarte încântată că știa și ea câte kilograme are. Voi știți câte kilograme aveți? Nu. Eu cred că am 18 sau 19 și un sac de la câte kilograme avea? Cam 50 de kilograme. Mâine să rugați și voi, părinții, să vă cântărească. Noapte bună! Noapte bună, băi!